Din Dagra 2023. Sunt multe filme interesante și să știți că încercăm să vă prezentăm pe unele dintre ele, care sunt și companii din România care aduc echipamente extrem de interesante și mai ales cele care au tehnologii noi. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, bine ați venit! Domnul Țurcanu, facem un joc. Desigur. Eu sunt, să spunem, proprietar de fermă, am venit la dumneavoastră, am nevoie de irigații. Noi vă putem oferi un sistem complet de irigare, da? Prin picurare la culturile mari, dar și la culturile mici, la legume. Deci pentru orice fel de tip de fermă. Orice fel de tip de fermă. Avem foarte multe cerințe pe sistemele de irigare la culturile mari. Porumb, soia și așa mai departe. Vă putem oferi un pachet complet de sistem de irigare plecând de la sursa de apă, că este puți, că este un râu sau un lac de acumulare, grup motopompă, stații de filtrare, conducte și bandă prin picurare. Avem conductă din PVC maleabilă, de joasă presiune, și conducte din PE, tot la fel maleabile, de înaltă presiune. Cea înaltă îmi duc apa pe distanțe lungi, la presiuni mari, unde am nevoie, unde am suprafețe de 1000 de metri lungime, și cel de joasă presiune, deoarece banda îmi funcționează pe un bar, deci n-am nevoie de presiune mare și mă folosesc cu acest furtun. Banda de picurare, da, este lungă, se întind pe suprafețe de 400-800 de metri lungime și evident că avem nevoie de un utilaj pentru acest lucru. Da, acesta este o secție dintr-un utilaj mai mare cu care distribuim banda prin picurare în porumb. Pe ce distanță? Pe orice distanță. O bobină de bandă pleacă de la 1000 de metri lungime. Întindem cam o rolă de asta cam în 10 minute, 15 minute, cam așa, în funcție de cât de repede merge cu tractorul. Putem pune două benzi, da, pe un element și utilajul ajunge până la 5 elemente. Deci 5 odată? 5 odată. Acesta este un utilaj de strâns banda cu 2 tamburi. Am terminat de treierat, trebuie să facem curățenie. Și atunci, pentru a face acest lucru, ne folosim de acest utilaj de la EMP, Innovazione Macchina, un utilaj care îl importăm din Italia, foarte bun. Îmi pun 5 benzi pe o roată, da, și 5 benzi pe cealaltă roată. Utilajul vine montat pe tractor sau tot pe tractor. Pe tractor sau pe brațul de la încărcătorul frontal de la Manitou, da, îl pot ridica sus, unde mă ajută foarte mult treaba asta și îmi strâng banda prin picurare. În 8 ore pot să strâng până la 50 de hectare. 8 ore de bandă pe picurare. Ca să pot face o alegere, trebuie să-mi spui și aproximativ. Pot pentru orice fel de fermă, și mici și mari? Sunt prețuri și pentru unii și pentru ceilalți? Evident. Evident că avem utilaje și echipamente și sisteme de irigare, da? Pentru toate categoriile de fermieri care sunt la noi în țară. Și pentru fermierii mici, cu suprafețe mici, la fel cât și pentru cei mari. Le faceți oferte personalizate? Evident. Oferte personalizate. Doar să vorbească cu voi, nu? Atât. Unde vă găsesc, pentru că sunt interesați oamenii? Sediul nostru se află în Piatra Neamț. Okay. Dar aveți site, aveți avem pagine de Facebook, avem TikTok, toată lumea acolo este. E la modă. Da, e la modă. Și un număr de telefon, evident, la care ne pot găsi, cât și o adresă de mail. Să vă caute. Mulțumesc, Ionuț. Vă mulțumesc. Cred că mă apuc de agricultură, să știți. Vă așteptăm. Cu mare drag.